egoiști. O zonă cu un drum foarte prost, peticit, e adevărat în acesta, dar nu, nu sunt mulțumit. Eu vreau să văd, la taxele pe care le plătim noi auto, aș fi dorit să văd un cimitir aici. Aș fi dorit să am un drum bun. Căruțe în continuare aici Mănești, voi accelera un pic pentru a nu intra în coliziune cu microbuzul care vine din față. Ia uite, nu mai zâmbur, nu mai hârbă. Din față probabil pompierii smurt vin. Am semnalizat dreapta pentru a face loc mai mult. Foarte multe vopuri, foarte multe dâmbi. O blondă pe marginea drumului. Blondă era, nu? Adrian râde. Da? Nu, blondă era, nu? Păi da, dacă era blondă, asta e, da. Știi faza, nu? Când a povestit un tip, zice, domnule, prietene mai e blondă și deșteaptă. Sau ceva în genul ăsta, da. Mă rog, sunt multe bancuri. Uitați-vă ce gropi sunt pe aici, ce nou. Deci merg cu viteză de 30 la oră și totuși, dacă aș face acest drum în fiecare zi, în mod garantat, în câteva luni va trebui să-mi schimb telescoapele. Dezastru! Drumul de la ieșirea din Onești și până la... și spre Adjut este un drum cu foarte multe probleme, un drum cu multe gropi, cu multe denivelări. Vă recomand o viteză de sub 30 la oră, ca totuși să nu, dar nici așa nu am rezolvat o mare problemă. Foarte prost drumul, din câte am înțeles eu, aparține Oneștiului. Este o minciună chestiunea că ar aparține CNADNR-ului, adică drumurilor județene. Din câte mi-au spus oficialitățile, este drumul Oneștiului. Acum Dumnezeu cu mila. Dragi oneșteni, dacă lucrați în străinătate, aduceți câte un kilogram de asfalt fiecare. Să facem acest drum. În stânga aici este hanul prietenului Butucaru, hanul de la Borzești, al Unelu Butucaru. Și aici e un centru istoric deosebit, biserica din Borzești, unde a călădui pe aici, prin acești arbori și stejari, Ștefan cel Mare, nu? S-a născut la Borzești. O să fac semn unui tir. Aoleu, unde am intrat? Uite ce drum prost. Ține-te bine, Adrian. Foarte rău drumul. Trebuie să te duci. Uite, camionul s-a dus tocmai pe banda cealaltă, dar eu n-am avut încotro pentru că trebuia să las să mă depășească. Ostul restaurant Stejaru, care în acest moment nu mai există sau nu mai funcționează, dar am înțeles că e deteriorat foarte mult. Iar trebuie să merg pe banda cealaltă pentru că drumul e foarte prost. Rușine actualului primar, rușine consiliul local din Onești. Să vă fie rușine, domnilor, cheltuiți banii oneștenilor pe tot felul de alte acțiuni, dar pe drumul nu. Uitați, cine vine în Onești să bată drumul ăsta? Niciun investitor străin nu va veni în Onești dacă aceste drumuri nu vor fi reparate. Restul sunt povești pe care ni le aruncă politicienii. Ia uite și aici, ia uite ce. Politicienii ne spun tot felul de povești în timpul alegerilor, dar acest drum nu l-au reparat de foarte mulți ani. Cam de câți ani au vrut? 10, 15 ani? Mai mult. Mai mult. A fost de la reparat. Deci, rușine și domnului Lemnaru. Să-ți fie rușine, domnule Lemnaru. Să-ți fie rușine, domnule Laurențiu Neghină. Ia uite ce drum. Taxele am înțeles că le plătim ca să avem drumuri bune, nu? Eu așa știu. Da. Deci taxe foarte mari, ar trebui să fie drumul impecabil.
Dar nu asta e problema. Problema e că pe plan local se puteau asfalta aceste drumuri. Dacă banii nu ar fi fost cheltuiți, am înțeles. Am discutat cu domnul Lemnaru, spunea că în momentul în care a predat mandatul, acești bani existau. Se făcuse un credit pentru acest drum, această porțiune de drum, care cât să fie, 5-7 km, cam ceva în genul ăsta, nu mai mult. Uitați, intram iar într-o zonă, ia uite, foarte rău, foarte, foarte rău. Viteza mea e undeva la 20 de km, la risc să fiu lovit de mașinile din spate. Să rămână mamaie. Așa. Mai sunt căruțe în România. Și trenul. Și intrăm în comuna Ștefan cel Mare, da? O vom lua la dreapta, pe podul, nu? Ca să intrăm un pic în zona industrială. Deci am ieșit din Onești. Mai bem un pic. Să accelerez un pic pentru ca să... Așa. A, uite, aici la pod iar o dau un grup. Deci oricât ai fi de deștept ca șofer, tot o dai în grup. Dezastru, deci nu. Este o rușine a Oneștiului acest drum. Probabil că este una din puținele ocazii în care presa din Onești prezintă drumurile așa cum sunt. Am fost destul de corect pe Bulevardul Republicii, am arătat un drum bun, dar acest drum ne etichetează pe noi ca oneșteni, ca fiind mai puțin gospodari.